Tragedie uriașă în cinematografie după ce comicul, regizorul și actorul premiat cu Emmy, Louis Anderson, a murit la vârsta de 68 de ani. Acesta fusese internat zilele trecute într-un spital din Las Vegas, după ce a fost tratat în trecut pentru cancer. Decesul a fost cauzat chiar de complicațiile provocate de această boală incurabilă. Perfect! Să vă povestesc despre familia mea! Hai, Louis, spune-ne ce ai mai făcut! Prin ce peripeții ai mai trecut? E un vârtej de nebunii și întâmplări. Viața cu lui, lui, lui. Viața cu lui, lui. Încântătoare azi e, nebună e viața alături de lui. Louis Anderson este creatorul serialului de desene animate Viața cu lui, realizat în perioada 1995-1998, care se baza pe copilăria lui în St. Paul, Minnesota, într-o familie cu 11 copii. Acesta a dat voce unei versiuni fictive a lui la vârsta de 8 ani, fiind recompensat cu 2 premii Emmy. Recent, actorul a mai jucat și în serialul de televiziune comedy-dramă. Pentru rolul din acest serial de televiziune a primit un premiu Emmy, dar și alte 2 nominalizări. Louis Anderson fusese internat într-un spital din Las Vegas, diagnosticat cu o formă de cancer. Zilele trecute, purtătorul de cuvânt al actorului anunțase că actorul primește tratament pentru limfom difuz cu celule B mari. Totodată, acesta avea probleme și cu kilogramele în plus. La începutul pandemiei, actorul avea în jur de aproximativ 170 de kilograme, iar după ce a ținut în regim, a ajuns la 154 de kilograme.